Ne înstrâns aici, facem o adunare, ies adunarea asta că mă leacă la noi ieșite din comun, nu pe grafic, nu pe plan, pe nică, nici într-un sat din raion, nu au fost adunări, nu au fost așa situații cum s-au primit în bulvar. Deodată spun, au fost făcut în toate satele pe data de 27, de ziua independenței, foarte frumos, vreau să spun în Mireni, să accentuez că am fost în multe sate și am văzut cum se petrece. Aici băieți care sunt în Uniune, legal, cu documente, cu legitimație, dar partea ceilalți care nu au vrut să intre, că aici trebuie de plătit cotizație 20 de lei lunar, toți fim și băieții plătesc, toți aici care sunt, plătesc lunar, asta e, vin la adunări. Dar cei care nu vor să participe la viața activă a băieților care au fost în lupte, ei nu vor nici să vie la adunări, nici să plătească cei 20 de lei ca ăștia, ei nu se duc, ei sunt sat la președinte, dar toți știu pentru ce se toți băieții știu pentru ce și unde se duc banii ăștia, pentru mormântări, pentru la spital, pentru ajutoare, tot se iei din cotizație. Așa e. Povestește cum eu mă reprovesc domnul primar, era și domnul Purțărean. Împreună de el. Zicea că așa, 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 mă urmește scrisoarea. Domnul primar zice că eu bani n-am. N-am, n-avem, dar domnul Purțărean a găsit niște sponsor. Asta pe urmă a fost după scrisoare. Tu lămurești cum de la început a fost. Scrisoarea, tu ai venit cu scrisoarea, da? A început scrisoarea. Domnul primar mi-a spus că nu are bani. Eu zic că nu ies că nu are bani. El mi-a spus că nu avem bani. Eu am fost picioate și eu am fost nevoit să-mi dor scrisoare înapoi la Chișinău. La studenții. Am avut urmă iarăși o mărță de întrebare. Dați să facem printr-o medalie. Domnul primar mi-a spus că eu n-am de unde, n-am bani, n-am colocase, dar domnul Portărescu are o găsit, nu știu, și sponsor din comunism, nu știu de unde, așa a fost. Comuniștilor. Deci sponsor din comunism, nu știu de unde, dacă și, nu știu, să-i dăie niște bani și așa, numai pentru... Alo, nu, din care alo. Eu așa am înțeles că s-au mai format o organizație, dacă nu vreau să întreb pe Portărescu. Și iese prin lege, domnul primar, care eu am să vă citesc în lege și ei făcut matare încălcat lege. Și anume că eu am fiesc la conferință de presă, am fiesc pe tot locul și am să vedem că aici de mult spun de nu e, gen 3 zile opus. Eu am scris o scrisoare matare și am văzut o înainte. În prezența Consiliului Republican al Uniunii Voluntari de Republica Moldova, ține și la informere că pe data de 4.08.2011, la solicitarea organizației noastre de a ne susține financiar pentru procurarea medalii jubilare consacrate aniversării a 20 de ani de la Poltavare, Independența Republicii Moldova, dumneavoastră ați răspuns prin refuz. Avem scrisoare. Aceste medalii au fost confecționate conform proiectului și comandii speciale a Uniunii Voluntarilor și care aparțin numai Uniunii Voluntarilor și de aceea numai organizația noastră este în drept se deschide conform procesului verbal al ședinței Consiliului Republican de a acorda doar numai membrii organizației noastre și nu la altcineva ca cum dumneavoastră, pe tot lucrurile astea. Noi ne-a rugat la dumneavoastră ca la primărie, la consiliu, trebuie măcar să arătați înaintea consilierilor. Nu matarea emisului cu ștampilul și mai mult gata bani, nu știu așa mai. Cel mai sărac în state din Raiona din noi. Cel mai sărac nu știu și care sate și cum știu, câte câte, așa ea dau 1.000, 2.000 de lei odată. Am ceva. Ascultați în blocații voastre, uita așa, să vă înainte și să vă aveți pe urma să fie, iată așa, eu vă spun că zarvă, nu facem zarvă. Vorbiți una să nu o să vorbiți aua, îmi găsiți primărie, alt de Cojoc. Eu nu... Domnul primar, asta vă repută, că eu vă mulțumesc. Vă lăsați cum oamenii vor să ascultă, măcar ești primar în sat, noi nu stai cei care știu. Măcar nu acea direcție ai luat. Măcar pe mine mai chema să-ți dau bani. Eu am vrut să spun toate este. Primăria, ascultați, m-am uitat în lege și m-am consultat. Primăria, ca instituție de stat, nu are dreptul la instituție militare jubiliare pentru voluntari și veterani de război. Eu are aceste cu competențe aparțin doar președintele statului, Republicii Moldova.
Cât privește primarii, apoi acestea sunt datori conform articolul 26.2 al legii numărul 190 din 8 mai 2003 cu privire la veterani. Se sprijină organizațiile obștețelor voluntare. Autoritățile administrației publice, centrale și locale sunt obligate să sprijine. Sunt obligate, nu pur și simplu, în deșinscrisia care e genuată. Sunt întrebări care... Se sprijină activitatea societății obștețelor veteranilor. Iar articolul 27.2 menționează că persoanele cu funcții de răspundere și alte persoane vinovate de negarea drepturilor și libertăților veteranilor poate răspunde, poate răspunde în conformitate cu legislația în vigoare. De că taia trebuie să vă dă urmă și mă tare uite și în lege, și urmă după aceea. Acum, eu când mă tare mai sunat telefon și ai spus că noi am dat bani, eu nu știu cu ei dat bani. La mine pe cont, și nu i-a tratat pe document, că ați transferat la mine ceva bani, la dumneavoastră. Noi am hotărât la, atunci la adunare că noi asemănăm pe 27 aici cine împreună. Noi, cine noi? Cine noi asemănăm? Împreună cu... cu... dumneavoastră cu trec. Dar nu știu că ai un fac. Cine am? Noi nu au avut, dar întreb, nu are nicio copiecă nimic, dar nimeni nu a primit. Dumneavoastră tot nu are nicio copiecă, nu a primit nimic. Dar pe ce bază atunci domnul Juravski a primit? Pe ce bază a primit medalia? În ce bază? Eu am citit încă o dată, eu am făcut comandă. Întâlnesc pe lucrurile astea. Și m-am adresat la toate, la toate primăriile. E și bază. Și banii au fost transferate. Înțeleg? Care am vorbit și cu domnul Cheiman. Nu, nu au fost transferați, dar au fost aduși personal. Nu. Acolo de unde s-au luat medalii. Eu, da, care și dumneavoastră v-au spus. Anume, când vă strânge, când strâviește la o organizație obțească, anumile legale, legitime. Când, chiar dacă ați dat cu cuiva banii ăsta, pe urmă dați-l mare înapoi. Așa, așa este. Dar de ce atunci dumneavoastră acum nu veniți la Consiliu? Băi, oameni buni, eu am dat banii de mâncare meu, știi? Deci scotărim problema. S-o dat la oamenii din sat, nu s-o dat la altcineva. Și scoate, scoate, asta cu totul, altceva este, o manipulație. Asta e nicio politică. Nu i-am luat din primărie banii, dacă eu i-am luat din primărie, era altă întrebare. Dar de ce, de ce mi-ai pus așa, nu mai dat bani? De ce mi-ai pus așa, nu mai dat bani? Eu am, nu știu, de unii, de unii, eu am luat. Eu nu i-am dat, eu i-am dat poștărincu, eu am fost împreună cu mine la, la domnul Cheber, înțelegi? El a găsit banii ăștia. Și nu a găsit? Poștărim. De unde i-a găsit el? Adică i-a găsit banii poștărim. Nu se găsit banii din poștare. Nu poftim la să dăi. Înțelegi? Nu, nu poți. De ce trebuie să iei la mine bani? Sau la dânsul sau la ăsta? Noi nu știm nimic. Adică copiii că nimic nu l-a la mine. Dar eu din primărie nu i-am dat bani, înțelegi? Dar de ce n-am avut? De ce iei la noi banii aici? Eu vreau să... Acum am venit de acolo. De ce? Când eu nu am luat la nimeni nimic, și am venit spune, vine și dă-i bani. Eu, noi ne-a rugat, domnul primar, ne-a rugat frumos, prin scrisoare și prin lege, conform lege, că nu suntem prieteni. Nu suntem bandiți cum ne fac aia, dar am venit frumos și ne-a rugat și pot pe oameni din satul ăsta. Că nimeni nu i-a ajutat niciodată în satul ăsta, absolut nimic. Prin toate satele s-au făcut foarte frumos. Ce s-au creșcut? Foarte frumos în toate satele. Eu nu am fost până în primar. Și, nu, eu știu cum ai fost. Așa la primar am venit. Și am mai venit mă tare. Acum și deodată, ștampiema să le furat, nu am bani. Băi, chiar așa cel mai sărac în pădat spun, cel mai sărac din... din, din nu vă spun, dar n-ai înțeles, degeaba eu vorbesc, mai bine sunat, dar și ce vorbesc. De ce m-am putut? Mă trebuie să întorci 1850 de lei și gata. Dacă nu ești serios, oamenii. Nu, oamenii nu-ți de vină. Dar cine e vină? Poate mă tai, i-ați dus în eroare. Cum e zis eroare? Da, ați dus în eroare. Pe ce bază? Pe ce bază ați primit medalul? Pe ce bază? Nu ce te asta, banii și care s-au primit din drum, s-au luat și s-au dat... Eu găsit poștarii cu ei. Nu, eu găsit, vă zis postul. Și fața și mie. Dar poștarii în care... Ascultați, dar poștarii în care nu au văzut aduși, el îi consiliezi și îți duci pe la aici, ca, pe la... Adică, peche antoși, pe la... La bară. La bară. Unde ai băi, îi trebuie banii. Și el iei bani de acolo. Eu nu știu, n-am strânționist. Nu, dar eu ascult, poștarii cu așa face. El așa face. Așa face poștarii. Ei, ia la de consilier. Îți duci, eu sunt consilier. Și duci și iei bani la băieții. Dar băieții pe alte peche, dar pentru ce vă strâns bani? Nu știm. Dar el strângă la toți băieții ăștia. Bă, ăsta sunt legi, este... Nu, dar pe cine? Dar știu că el a găsit sponsor, așa a spus el. Da, da. A găsit sponsor. Mă lădeați, dar a găsit, el e consilier, așa? La primărie. A găsit.
V-au dat banii, dar și fel de întrebări că de toți, dacă a fost sponsor. Sponsor dacă o dat, înseamnă că eu dau mâine o dată. Nu i-o dat, e lui, de atâtea trebuie să te seama mea, dar nu sunteți un serios. Iar m-am pus că vreți să vădă o bani. Dar nu-i mai duce că vreți să vădă o bani. Când vine vorba de 2 martie, ziua poliție, ziua carabinierilor, ziua nu știu cum acum e, permanent guvernul vine cu sume enorme de bani, înțelegi? Care se primește și vădăva, primește și polițistul și ăla, primește tot. Și gratis și vrei, tot primește. Nu, nu primim nimic, de atâta nici nu vine în coasă. Dar ne-au băgat tot într-o hurtă, într-o lege, și da, cum fac lucrurile astea, că noi suntem 80% dintre aceia voluntari care au luptat la definiție. Așa, noi nici nu socotim dacă vreau să-i spun că asta era lucrul lor s-o frate, organele de drept. Armata nu era, noi am oprit armata, ne-a ridicat la apelul lor, la apelul conducerii statului. Ne-a ridicat și dacă nu ne ridicam noi, nu știu și mai ce ar ieși. Te recunosc, sigur, polițiștii recunosc, poate recunosc și oamenii policiei, acum recunosc. Că unii am în idee. Domnul Sergiu, la ce concluzie am ajuns? Ce, să dăm medaliile înapoi? Șeful medaliile, ce e? Eu nu știu, la mine. Eu trebuie să mă clarific. Putem să iau, e vinovat. Aici așa a fost făcut, înțelegeți? Adică, în ce sens politic? Că eu sunt de la comuniști și iată asta. Da, da. Aici e făcut, mi-a spus, e făcut de Iural. Să rege și împreună cu domnul Caracă. Nu, dar ideea era că solicitarea de la bani toți, s-a noi, făcut. Da. Și ați dat răspunsul negativ, că nu aveți bani. Nu, eu am zis că însă, acum n-avem. Nu, sunt în așa situație. Mă, și ulterior dacă i-ați dat, ulterior dacă i-ați dat, de ce? Trebuiau să vină, de pildă, să vină aici. Noi să le mânăm. Solemn, la 27, la ziua independenței, tot cum scade. Ei au fugit noaptea, au dat și la alți băieți din alte sate, nu numai a noștri. Înțelegeți? Ia câte ce-a fost. Dar n-aveți încredere în reprezentanții, asociații care pentru că el a vorbit cu mine, a vorbit serios și nu trebuia să aduni toți. Trebuia să ne întâlnim noi, în trei persoane, nu de hotărât cu băieții, știți, și de făcut ajantajul. Nu, dar în felul ăsta, practic, spuneți că n-aveți încredere în liderii asociației care ei au listele lor, ei știu pe cine trebuie să decoreze. Trebuiau să vină la mine, să spun eu neumânată. Trebuia să iei acela care o dat banii, înțelegeți? Împreună, doar să aduc în primărie, eu așa și am spus, adă-le în primărie. Mă ghiți cu loc, poate?